Augmentarea buzelor se face cu acid hialuronic și avem mai multe tehnici de injectare pe care le putem utiliza. Cel mai des folosesc o canulă atraumatică care are vârful bond. Asta înseamnă că ea nu poate să înțepe anumite structuri vasculare și nervoase importante. Trebuie să ținem cont de faptul că buzele sunt intens vascularizate, iar cel mai mare risc este de a învineți pacienta și ne dorim să arătăm bine și imediat după injectare, așa că apelăm la această metodă atunci când vrem să avem o recuperare foarte rapidă, când nu vrem să se vadă că s-a intervenit imediat asupra buzelor. Cum se face intervenția? Întâi efectuăm o puncție la colțul gurii și prin acea mică găurică noi vom introduce canula. Canula este ca un fel de tub foarte subțire prin care eliminăm acidul hialuronic în mod sigur. Alegem tehnica de injectare cu o canulă atunci când buzele au deja o formă foarte simetrică, atunci când ele deja sunt pline, când au nevoie de volum și hidratare. Nu alegem canula când trebuie să lucrăm pe forma buzei, când trebuie să corectăm asimetrii, când avem de-a face cu buze foarte mici și foarte subțiri. În cel din urmă caz vom folosi acul pentru că are mai multă precizie. Alegem ca tehnici de anestezie ori crema anestezică, ori anestezia injectabilă ca la medicul stomatolog în funcție de sensibilitatea pacientei. Cel mai des lucrăm doar cu ajutorul unei creme anestezice, este suficient pentru a asigura confortul pacientei. De asemenea, vreau să menționez că substanțele pe care noi le injectăm pe bază de acid hialuronic conțin și lidocaină, iar pe măsură ce lăsăm produsul la nivelul buzei, amorțește și atunci pacienta se simte și mai bine. We'll be right back.